Hat-trick-ul reușit de Claudiu Cheșeru, cel care a ajuns la 4 goluri marcate în acest debut de campionat. Mă uit pe teren și nu văd schimbări față de prima repriză, așadar cei doi antrenori continuă cu primele echipe pe care le-au introdus din primul minut pe teren. Pandurii cu Stanca în poartă, în apărare Pleașcă, Elton da Silva, Cătălin Purvulescu și Marco Momcilovic. La mijloc, Paul Anton, Dan Nistor, Mihai Răduț. În dreapta, Laurențiu Iorgan, stânga, Ghezim Șalai. Vârful de atac al oaspeților, lituanianul Deividas Matulevicius. În vreme ce Steaua l-are pe Arlauskis în poartă, Luchin cu pasă de gol la debut în tricoul Stelei, Varela, Filip și Toșca în apărare, Breveld, Neagu și Sân Mărtean ocupă centrul terenului, în dreapta Prepeliță, care este și capitanul Stelei, în stânga Paul Pârvulescu, Cheșeru, evident, vârful de atac al Stelei, cel care a și reușit hat-trick-ul în prima repriză. Cred că a avut un discurs dur în pauză, Grigoraș, pentru elevii săi, care au început bine meciul, au avut șanse bune de gol, apoi totul s-a rupt în minutul 23, atunci când Cheșeru a reușit să deschidă scorul. De acolo Steaua s-a dezlănțuit și a mai reușit să marcheze de două ori. Un fault acum al lui Toșca. S-au grăbit Toșca și Varela, care să ajungă primul să-l deposedeze pe Marian Pleașcă. Până la urmă, fundașul stâng al Stelei a fost cel care a făcut-o. După părerea mea, a atacat mingea, însă asistentul de pe acea parte, este vorba de Florin Păunescu din Râmnicu Vâlcea, a văzut fault. Va centra Iorgan careul Stelei. Pandurii încearcă cu siguranță să revină rapid în acest meci. A sărit peste minge, Răduț, pericolul continuă, Pârvulescu a reluat cu capul, însă a respins de acolo Sârgean Luchin și acum Paul Pârvulescu, cel mai avansat jucător al Stelei, îi determină pe jucătorii echipei oaspete să trimită portarului Stanca. Iată, Stanca a ieșit la 35 de metri de propria poartă. Au avut noroc steliștii la faza de mai devreme. Mingea s-a plimbat prin careul lui Arlauskis. Niciun jucător însă de la Pandurii nu a apărut la finalizare. Toșca acum trimite o minge către nimeni. Steaua joacă marți pe Național Arena, prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva bulgarilor de la Ludogoreț. Bulgarii sunt în mare formă, tocmai au câștigat Supercupa Bulgariei după ce au trecut de Botev-Plovdiv cu 3-1. A fost un meci în care Hamza a debutat la Ludogoreț și a făcut-o entuziasmant, a marcat unul dintre cele 3 goluri și ale celor de la Ludogoreț. După ce au fost conduși cu 1-0, Ludogoreț e un amănunt important de care cu siguranță Costel Gâlcă va ține cont în pregătirea meciului. Lansare către Matulevicius, deviază lituanianul cu capul, însă nu urmărea acolo Ghezim Șalai. Steaua la acest scor trece pe primul loc în clasament, rămâne cu maximum de puncte după 4 etape, așteaptă meciul de mâine al Petrolului pentru a vedea dacă se menține pe primul loc. Petrolul joacă mâine de la ora 21 în direct la Look TV. Tot mâine, dar mai devreme, de la 18:30 pe Look Plus. Eu vă aștept în direct cu meciul de la Giurgiu dintre Astra și CSMS Iași. Urmează apoi duminică alte 3 partide, de la ora 17 ASEA Târgu Mureș-Chiajna, de la 19 Oțelul FC Botoșan și de la 21 Ceahlăul Dinamo. Iar etapa se va încheia luni cu partidele Universitatea Cluj FC Brașov și Viitorul CFR Cluj. O minge pentru Matulevicius, a interceptat elegant Varela, Filip pentru Pârvulescu, atacat de Pleașcă. Breveld, Mărtean joacă din prima steliștii, un joc rapid de pase, acum Prepeliță cere Neagu, însă Prepeliță îl preferă pe Sâmărtean, a apărut într-o poziție centrală foarte liber acolo Sâmărtean, cred că s-a speriat și el de cât de singur era, a încercat o combinație cu Claudiu Cheșeru. I-a venit un pic prea sus mingea, a încercat să-l lanseze cu capul pe Cheșeru, însă a trebuit să sară mult și s-a văzut că, iată, poziția perfect regulamentară a lui Lucian Sâmărtean. Câțiva centimetri în plus dacă mai avea mijlocașul Stelei.
Ar fi putut ieși o fază periculoasă. Iată lansarea lui Iorga către Matulevicius. Bine s-a interpus acolo Filip. Nu, Toșca a fost cel care a respins și acum steliștii au repunerea de la margine. Au trecut deja aproape 5 minute din această repriză a doua. Nu s-a marcat de la reluare. Însă, așa cum jocul ne-a surprins în prima repriză cu două goluri marcate foarte rapid în 3 minute. Iată, steliștii fac pregătirea fizică chiar pe marginea terenului, rezervele Stelei. Vă spunea și colegul meu la începutul comentariului, sunt câțiva dintre titularii Stelei, nu sunt nici măcar pe banca de rezerve la acest meci. I-am văzut în tribună pe Cristi Tănase, pe Cornel Râpă, pe Iasmin Latovlevici și de asemenea Nicușor Stanciu nu este nici el pe banca de rezerve. Gâlcă i-a trimis la încălzire pe Sucala și pe Kipciu. Bună trecerea lui Iorga, vine însă Breveld și îl faultează. Nu, îl deposedează corect pe fostul său coleg. A căzut Iorga, însă nu a primit nimic din partea arbitrului Sebastian Colțescu. Luchin cu o încercare de pasă către Ionuț Neagu. Atent Paul Anton, capitanul din această seară al Pandurilor. Cere Danistor și primește într-o zonă liberă în centrul terenului. Putea să încerce un șut, a făcut-o în prima repriză, a avut o ocazie bună din marginea careului. A tras însă destul de slab și Arlauschi s-a reușit să rețină. Danistor revenit la începutul anului la Pandurii după aventura sa de doar 6 meciuri în Ligue 1 la Evian. Cei de la Pandurii au reușit să prelungească împrumutul lui Danistor și pentru acest sezon. Are contract cu Evian până în 2017. Lansare către Cheșeru, care îi sâcâie pe cei doi fundași ai Pandurilor, Ștefănescu și Momcilovici. Primul este cel care iese cu mingea la picior din apărare. Deschide jocul în dreapta la Marian Pleașcă și el făcea parte din acea echipă promițătoare a Pandurilor, care îi conținea pe Chiriche și pe Pintili, pe Gabi Matei, în urmă cu 3 sezoane. O intrare urâtă acum a lui Matulevicius și cu cartonașul galben în mână se îndreaptă către el Sebastian Colțescu. Matulevicius este al doilea jucător al Pandurilor, care vede cartonașul galben după Pârvulescu în prima repriză. De la Steaua a fost avertizat Prepeliță pentru o intrare de asemenea foarte tare asupra lui Momcilovici. 19 goluri marcate în 2 sezoane de Matulevicius la Panduri. La un moment dat a fost și el pe o listă extinsă de transferuri a celor de la Steaua. Da, a avut și acel ghinion cu accidentările despre care spuneai și tu în prima repriză, Bogdan. Altfel, cu siguranță, Matulevicius ajungea un nume mai important în fotbalul românesc. Nici acum timpul nu este trecut, însă, iată, Pandurii au această problemă cu ofensiva în continuare. Nu reușesc să marcheze. Este al 4-lea meci din Liga 1 și Pandurii au marcat o singură dată prin Șalai în prima etapă în meciul de la Craiova. Stanca. A fost apoi un 0-0 acasă cu CFR Cluj, un meci în care Iorga a ratat o lovitură de la 11 metri. A fost înfrângerea din etapa trecută, 0-1 acasă cu Ceahlăul Piatra Neamț și iată 0-3 în Ghencea în minutul 54. Câștigă Varela duelul aerian cu Iorga și acum Neagu. Steaua joacă, face un joc de posesie în această repriză secundă, e dar mulțumită cu avantajul de 3 goluri. Dar iată pressing al Pandurilor cu 6 jucători în preajma careului Stelei, nu le-a ieșit gorjenilor, drept urmare se retrag în apărare, pentru că iată Steaua are o repunere de la margine. Luchin scoate inteligent pentru Sân Mărtean, atacat și faultat de Erico da Silva, va fi lovitură liberă pentru Steaua de la aproximativ 32-33 de metri de poarta lui Stanca. Elton da Silva marca sezonul trecut golul victoriei celor de la Pandurii în Ștefan cel Mare cu Dinamo. A fost un adevărat thriller. Pandurii au câștigat cu 3-2, un meci în care atacantul lui Dinamo, polonezul Bilinski, reușea o dublă. Lovitură liberă pentru Steaua. Bate Sân Mărtean, a încercat pentru Varela. Varela a marcat împotriva celor de la CSU Craiova. Apare des la finalizare, la astfel de faze fixe.
internaționalul din insulele Capului Verde. Da, Marian și dacă Pleașcă. Până acum doar Varela era din insulele Capului Verde în Liga 1, dintr-o dată, pentru că vorbeai de CSU Craiova, au mai apărut doi jucători din această țară, Cai, care este colegul lui Varela din apărarea celei naționale, și Nunio Rocea, tot jucător la echipa din Craiova. Faultat acum Breveld, supărat Danistor, nu, supărat Ghezim Șalai după decizia lui Sebastian Colțescu, a arătat că a jucat mingea. Varela este cel care ieșise din apărare. Ghezim Șalai a jucat un amical împotriva celor de la Steaua în această vară. Era la cu Lugano, da? Din Lugano, care a bătut Steaua în debutul pregătirilor. 5-2, dacă nu mă înșel, iar Ghezim Șalai a reușit două pase de gol. N-a trecut mult timp și Șalai a făcut pasul către Liga 1 și iată-l din nou pe elvețianul cu origini albaneze, întâlnindu-se cu Steaua. În cu totul și cu totul alte circunstanțe, însă Steaua are acum 3-0, e un meci oficial, un meci pe bune, nici de cum un amical, deși atmosfera de aici din Ghencea cu aceste tribune pustii aduce a meci amical, așa cum spunea și Adi Popa. O încercare de deschidere în stânga către Paul Purvulescu, se ciocnește violent cu Pleașcă, rămâne întins pe gazon fundașul Pandurilor. Atacă însă colegii săi prin Iorga, care este deposedat corect după părerea lui Sebastian Colțescu, care oprește acum jocul pentru a vedea ce a pățit Marian Pleașcă. Cred că s-a lovit în zona coastelor după ciocnirea aeriană cu Paul Purvulescu, iată-o. Pleașcă a avut și el partea sa de ghinioane în carieră, multe accidentări. În urmă cu 3 ani era convocat la Naționala României, însă chiar la debutul său la Naționala Mare, un amical cu Belgia, a suferit o accidentare teribilă, ruptură de ligamente la genunchiul stâng. Și iată schimbare făcută de Constantin Gâlcă, îl menajează pe Varela, îl mai folosește și pe Sucala. Și îl încălzește pe Sucala, da? În vederea meciului de peste 4 zile de marți de pe Arena Națională cu campiona Bulgariei. Felicitat Varela la ieșirea de pe teren, îmbrățișat de Paul Purvulescu și de cel care ia locul în apărare, de Lucas Sucala. Filip rămâne în continuare fundaș central. Lucas Sucala, un abonat la goluri în meciurile cu Pandurii, a marcat sezonul trecut la Târgu Jiu, în acel 1-1, a marcat și acum două sezoane, atunci când Steaua învingea Pandurii pe Național Arena cu 2-0. Recuperarea lui Filip pentru Breveld, diagonala lui Breveld este perfectă pentru Prepeliță, schimb de pase între Prepeliță și Neagu, din nou Prepeliță. În spate pentru Sucala, Sâmârtean își mai permite un giumbușluc, a pierdut mingea și acum posesie pentru cei de la Pandurii. Încercă Momcilovici să scape de pressingul lui Sâmârtean, până la urmă recuperează steliștii prin Breveld. Și să vedem acest atac al oaspeților cu Șalai, schimbând cu Dan Nistor, cere Răduț, care era însă ceva mai în spate. Răduț a cam dispărut din joc de ceva vreme, chiar nu s-a mai văzut în acțiunile ofensive ale colegilor săi. Și iată, și de această dată pasa este greșită. Intercepția lui Paul Prăvulescu, care până la urmă câștigă o repunere de la margine. Sâmârtean pentru Prăvulescu. Prăvulescu trece ușor de celălalt Prăvulescu. Cătălin Părvulescu de la Pandurii. Neagu are poziție de șut. Neagu, șutul lui Neagu respinge stanca, care îi face semn apoi lui Danistor să degajeze mingea cât mai departe. Acesta nu l-a ascultat și iată steliștii recuperează rapid. Breveld pentru Sâmârtean, schimbă multe pase între ei, cei doi mijlocași centrali ai Stelei. Evident, flancul drept era liber, a urcat acolo Luchin. Să vedem centrarea, nu este o încercare de șut direct pe poarta lui Stanca. Mingea trece puțin prin fața porții. Pandurii au avut noroc cu portarul Stanca. Acesta a mai scos 2-3 mingi foarte grele pe parcursul jocului. Altfel ar fi fost un adevărat dezastru pentru echipa lui Grigoraș. Foarte intens trăiește meciul Costel Gâlcă, chiar dacă echipa sa conduce cu 3-0 și pare liniștită în ceea ce privește soarta celor 3 puncte. Niciodată însă, să nu spun niciodată, pentru că mai este mai bine de jumătate de oră de jucat din acest meci.
foarte multe laude primite de Costel Gâlcă după debutul convingător pe care l-a avut pe banca Stelei. Dan Petrescu l-a lăudat pe actualul tehnician al Stelei. Deci altă parte, Petre Grigoraș, pentru că am vorbit și despre el mai devreme, de când a revenit la Panduri în aprilie, luna aprilie acestui an, nu are decât o singură victorie într-un meci oficial. Din 9 meciuri, iată, acesta este al 10-lea. Și sarcina lui Grigoraș de a menține Panduri în fruntea fotbalului românesc, cum s-a întâmplat în urmă cu două sezoane, pare să fie din ce în ce mai grea. Faultat în Martean, lovitură liberă pentru steliști. Iată intervenția lui Dan Istor, o intervenție cinică. Avansează Filip cu mingea la picior, îl vede bine pe Pârvulescu, din nou în duelul său cu Pleașcă. Insistă foarte bine Paul Pârvulescu, însă până la urmă Paul Anton iese de acolo cu mingea în posesie. Îi face semnul lui Matuleviciu să se ducă în centru, Iorga era cel care a ieșit, acum Răduț cere și primește. Încearcă Pandurii, nu se poate spune că și-au pierdut din atitudine, însă până acum puține șanse pentru ei, mai ales de când s-a reluat jocul după pauză. Va fi corner acum pentru echipa lui Petre Grigoraș. Și pregătit să intre la echipa lui Grigoraș, la Pandurii, Mihai Roman. Mai bagă un atacant, să vedem dacă va fi schimbare post pe post la Pandurii sau dacă Grigoraș va încerca să limiteze proporțiile scorului. O ciocnire tare în careul mic al lui Arlauskis. Acesta a ieșit să boxeze mingea și l-a lovit pe Paul Anton, cred. Pe Pârvulescu, pe fundașul Pandurilor. Etapa trecută a jucat cu doi atacanți pe final de meci Petre Grigoraș. Au fost în teren pe finalul meciului cu Ceahlăul și Matuleviciu și Mihai Roman. Ei bine, de această dată este schimbare post pe post. Vor continua să joace oaspeții cu un singur vârf și acesta este fostul jucător al Universității Craiova, Mihai Roman, în vreme ce și Grădinaru va intra la Steaua. Mihai Roman a venit la Pandurii în această vară. Vorbeai, fost atacant al Universității Craiova. El e născut la Craiova, a mai jucat la Petrolul, la Ucluj, la Turnul Severin și la Săgeata Năvodar. Cu ultimele două echipe a retrogradat. Cu Turnul Severin și cu Săgeata. Doar echipele au retrogradat, Roman a rămas în Liga 1 și iată Prepeliță înlocuit și el, i-a lăsat banderola de capitan lui, sunt Mortean pentru această ultimă jumătate de ora meciului. Degajează Arlauskis către Toșca, ține acesta mingea în joc, însă era destul de greu să-i paseze lui Cheșeru. Destul de izolat vârful Stelei în aceste momente ale jocului, în care colegii săi preferă să se apere, să-și conserve avantajul. Pandurii sunt echipa care are inițiativa în acest moment. Toșca. Pasă riscanța lui Toșca la Arlauskis, l-a pus sub presiune pe portarul său. Și va fi aruncare de la margine pentru Steaua după o execuție nefericită a lui Pleașcă. De la Toșca pentru noul capitan al Stelei, Sâmărtean. Sâmărtean își continuă recitalul. S-a distrat un pic cu Paul Anton. Iată pasă pentru Cheșeru. Fantastică și gol! Ce fază reușesc steliștii! Pasă de kilogramă a lui Sâmărtean și finalizare fantastică a lui Cheșeru. 4 goluri marcate de Claudiu Cheșeru, 4x4 Cheșeru în această seară. Fantastică evoluția tandemului Sâmărtean-Cheșeru. Cei doi jucători ai Stelei au distrus Pandurii lui Grigoraș. Și avem un nou lider în clasamentul golgheterilor din Liga 1. Cheșeru ajunge la 5 reușite după primele 4 etape și meciul nu s-a încheiat încă. Spuneam și în prima repriză, Cheșeru pare într-o formă deosebită, poate marca chiar mai multe goluri. Excelent șutul său cu piciorul stâng din alergare, fără replică, Răzvan Stanca. Într-adevăr, Sâmărtean merită să-i ilustruiască gheata. La cât de precise sunt pasele lui, merită acest gest din partea colegului său, unul simbolic, evident. Așadar, Cheșeru marchează al 4-lea său gol, suntem în minutul
65 al meciului și Steaua se duce la 4 goluri avans după o evoluție remarcabilă, sclipitoare, vă spuneam, a tandemului Sâmărtean-Cheșeru, pentru că dacă n-ar fi fost Sâmărtean, cu siguranță nici Cheșeru nu ar fi marcat atât de mult în această partidă. Din nou banderola de capitan al Stelei își va căuta alt posesor, pentru că este scos din teren Sâmărtean. Ultima schimbare pe care o mai putea face Gâlcă, îl introduce pe Kipciu pe final de meci în locul lui Sâmărtean. Tocmai remarcam înaintea acestui gol al patrulea al Stelei că pandurii reveniseră la inițiativa, la conducerea meciului, căutau și ei măcar un gol în poarta lui Arlauskis. Au pățit-o la fel ca în prima repriză. Pandurii au atacat, au încercat să-și creeze ocazii și Steaua i-a lovit pe contraatac. De câte ori au avut astfel de inițiative, oamenii lui Grigoraș au fost amendați. Kipciu așadar al treilea capitan al Stelei în această seară în Ghencea, după Prepeliță și Sâmărtean. Recuperarea lui Kipciu. Kipciu și Răduț, până nu de mult cu echipierii, se luptă pentru această minge. Are câștig de cauză șeptarul Stelei. Ce ușor a renunțat Răduț. Iată-l pe Pârvulescu. Pârvulescu! Foarte aproape Steaua de 5-0. Șut în forța lui Paul Pârvulescu, poate o centrare ar fi fost mai indicată, a vrut însă și el să marcheze în acest festival de goluri. Steaua până acum a reușit 2 victorii cu 3-1 în primele 2 etape, apoi a venit succesul de la Cluj din etapa trecută cu 1-0. Este cel mai mare scor făcut de steliști în Liga 1 în acest sezon. Avansează Ghezim Shalai, a încercat să-i paseze lui Mihai Roman. Recuperează steliștii care ies din apărare, Sucala. O încălzire utilă pentru jucătorii mai puțin folosiți până acum. În vederea meciului cu Ludogoreț, încă o dată faza de mai devreme cu Paul Pârvulescu liber, singurel în partea stângă a atacului. A venit târziu Cătălin Pârvulescu să-l blocheze. Iar Grigoraș pregătește o dublă modificare, Nicoară și Buleică așteaptă la margine. Jucătorii de bandă de care spuneam la începutul meciului că au fost lăsați pe banca de rezerve, au fost titulari etapa trecută cu Ceahlăul, acum au fost rezerve și iată, îi vor înlocui probabil pe Iorga și pe Shalai. Să vedem un nou atac al Stelei, șutului Grădinaru, puternic în cross, nu nimerește cadrul porții lui Stanca. Plutește în aer golul 5 la cum ratează steliștii. E bine, nu schimbă mijlocașii de bandă, este Cătălin Pârvulescu, fundașul central care a greșit la primele 2 goluri ale meciului. Și în locul său Nicoară. Și să vedem cui va lua locul Alin Buleică. Probabil lui Iorga, da, aceasta este schimbarea. Iorga iese singur de pe teren, nu mai așteaptă ca arbitrul de rezervă să anunțe pe tabelă electronică. Să vedem cum se schimbă jocul pandurilor după scoaterea lui Ștefănescu. Îl văd pe Momșilovici jucând mai aproape de Elton da Silva în centrul apărării. Și Nicoară trece în flancul stâng, aceea este postura sa obișnuită. Da, Nicoară joacă fundaș stânga. Momcilovici și Elton sunt fundaș central, Plașcă rămâne pe postul său de fundaș dreapta. Și flancul stâng al pandurilor evoluează acum Nicoară și Ghezim Shalai. Să vedem dacă experimentează și Grigoraș la scorul ăsta. Da. Mai încearcă și alte experimente. Nu i-au reușit cele de la startul meciului. Pus sub mare presiune Elton da Silva. Iată-l și pe Stanca, faultat de Kipciu. Stanca știe bine cu mingea. El a început fotbalul ca atacant și de aceea are un joc de picior foarte bun. S-a gândit Arlauskis dacă mai poate ajunge la această minge pentru a evita cornerul și a dat seama că nu are șanse și a renunțat. Nicoară, de-abia introdus în teren, foarte activ până acum, fostul jucător al Victoriei Brănești și al lui CFR Cluj, el va bate cornerul. Campion cu CFR-ul, da. Nicoară, în urmă cu 2 ani. Centrare bună în colțul Carolimic, a respins de acolo Cheșeru.
face pressing Kipciu și iată-l pe Sârgean Luchin, în ce postură l-a găsit faza anterioară. Pasează mai departe, Cheșeru cu o lansare către Grădinaru, Grădinaru se poate duce în centru, minge de viață, aproape de autogol Pandurii. Pasta nu o făcuseră jucătorii lui Grigoraș în meciul ăsta. Cred că Nicoare este cel care a deviat această minge. Da, el este. Cu un ultim efort, Nicoară s-a repliat și a întins acolo piciorul. Era însă să-i dea gol lui Stanca, portarul Pandurilor. Rămăsese țintuit pentru că nu a putut să anticipeze că mingea se va duce spre propria poartă din deviera lui Nicoară. Corner pentru Steaua, da. Pe colțul lung venise Filip acolo pentru a relua către poartă. Centrarea a avut însă mult efect. Ai un automobil mai vechi de 30 de ani? Înscrie-te acum la Klausenburg Retro Racing pe 13 și 14 septembrie la cartodromul din Cluj-Napoca. Steaua Pandurii 4-0 când am intrat în ultimele 20 de minute ale partidei. 4 goluri marcate de Claudiu Cheșeru. Pandurii încearcă să dea replica cu Viorel Nicoară, primind de la Dan Nistor, vine să-l ajute elvețianul Șalai. Nicoară rămâne în continuare în posesia mingii, deposedat de Sârgean Luchin, care are un prim meci în tricoul Stelei extrem de reușit și a făcut bine treaba în apărare, a dat și pasă la primul gol al meciului, a centrat pentru lovitura de cap a lui Claudiu Cheșeru. Pasă cu pieptul al lui Ionuț Neagu, atacat de Dan Nistor și faultat Claudiu Cheșeru, un gest de fair play al fostului capitan al Pandurilor, care își ajută adversarul să se ridice. Da, este urât fotbalul fără spectatori, cum spunea și cum spuneau de altfel jucătorii. Cum spunea jucătorii. Toată lumea, sau cum spune așa. Toată lumea. Vom, măcar, iată, s-au găsit și alte variante, la Ploiești se joacă cu peluzele închise sau pe alte stadioane. Ei bine, aici nu s-a luat această măsură. Îi mulțumesc colegului Andrei Crăițoiu de la Gazeta Sporturilor, care mă informează că a mai marcat 4 goluri Cheșeru în urmă cu 2 ani, în septembrie 2012, într-un meci Angers-Le Mans 4-0, și atunci el a fost singurul marcator al meciului. Cum probabil are șanse să se întâmple și în seara asta. De la Filip pentru Kipciu. Kipciu a încercat pentru Toșca, a fost recuperarea lui Buleică și acum Roman se apără. Filip scoate Roman pentru Răduț, a încercat din prima Răduț pentru Buleică, este însă contraatac pentru Steaua, spațiu mare de manevră pentru Neagu, cere Cheșeru, pasa pleacă către Pârvulescu și atacul Stelei se răcește. Preelaborate atacurile Pandurilor, aveau superioritate numerică la un moment dat în partea dreaptă a ofensivei lor, au încercat să paseze foarte mult între ei, la un moment dat cred că ar trebui să încerce și șutul la poartă. În prima repriză au făcut-o de câteva ori, căutat acum Grădinaru cu această diagonală la care, iată, Stanca a ieșit din postura de libero și a reușit să oprească mingea. Ghezim Șalai, Grigoraș a făcut toate schimbările, nu mai are ce să modifice în jocul echipei sale. Roman în locul lui Matulevicius, Nicoară în locul lui Cătălin Pârvulescu și Buleică l-a înlocuit pe Iorga. De la Răduț pentru Roman a interceptat Brevelt, o evoluție consistentă și pentru Nicandro Brevelt. Spuneai de debutul bun al lui Sârgean Luchin, cel care a dat o pasă de gol la prima reușită a lui Cheșeru, apoi a avut o intervenție formidabilă, l-a blocat în ultimul moment pe Matulevicius. Da, și aceea a fost o intervenție extrem de importantă în economia meciului. Jucător de națională Luchin, 9 selecții, un gol marcat de el pentru Naționala Mare a României. Meciul cu Albania din preliminariile pentru Euro 2012.
Toate reacțiile de aici din Ghencea după Steaua Pandurii vor fi la Fotbal Look. Vă așteaptă în studiourile Look TV colega mea Roxana Ciuhulescu, alături de invitații săi Claudiu Vaișcovici, Didi Prodan, Marius Mitran și Horia Ivanović. Vom avea flash interviuri. Colegele noastre Amalia Ivanov și Cornelia Vlădan sunt pe marginea terenului. Toate reacțiile, tot ce se va declara și tot ce s-a întâmplat în această seară în meciul dintre Steaua și Pandurii, veți putea vedea la Fotbal Look imediat după ultimul fluier al lui Sebastian Colțescu. Să-l vedem acum pe Dan Nistor, a simulat șutul, apoi încearcă să tragă blocade Sucala și o reluare a lui Șalai, care însă nu prinde cadrul porții lui Alauschis. Un sfert de oră până la finalul jocului. Noi revedem bijuteria lui Sâmărtean și continuarea la fel de strălucitoare a lui Cheșeru. Finalizare de atacant de clasă a fost golul cu numărul 4 al lui Cheșeru. 4-0 Steaua Pandurii și reacția lui Răzvan Stanca face cât 1000 de cuvinte. S-a reluat între timp jocul, l-am văzut pe centralul craiovean Sebastian Colțescu vorbind cu Ghezim Șalai, care am impresia că acuză o accidentare, nu mai poate fi înlocuit, s-au făcut toate schimbările la echipa sa. Îi așteaptă steliștii pe adversarilor să iasă la pressing, acest lucru a întârziat să se întâmple, drept urmare s-a dat drumul la atac și tot Steaua va avea o repunere de la margine. Momcilovici revenit în partea stângă a apărării. Etapa viitoare, Steaua joacă tot pe teren propriu, împotriva celor de la Ceahlăul. Un meci care, la prima vedere, se anunță ușor pentru Steaua, dar dacă ne gândim la ce au făcut nemțenii etapa trecută, când au bătut la Târgu Jiu, poate că nu, calculele hârtiei nu sunt chiar așa de simple, da, cum par la prima vedere. E important de văzut ce va face Ceahlăul în această etapă. Duminică, de la ora 21, primește pe teren propriu vizita lui Dinamo, într-un meci care va fi în direct la Look TV. O încercare bună de pas al lui Kipciu, însă Cheșeru nu a intuit continuarea fazei, a rămas țintuit locului. Acum același Cheșeru atacă pe Mihai Răduț, rămâne mijlocașul Pandurilor în posesia mingii, a trecut și de Ionuț Neagu. Răduț în continuare la minge, a căutat pasa pentru Roman. A respins Lukin. În continuare Pandurii în posesie, Paul Anton și el a dat senzația că va trage, dar le lipsește șutul la poartă Pandurilor și începuseră bine, aveau în prima repriză 3 șuturi pe poarta lui Arlauschis. La pauză am văzut statistica, Steaua a avut 5 șuturi pe poartă și marcase 3 goluri. Așa este, Pandurii 3 șuturi pe poartă și niciun gol. Eficiență, pragmatism, cam asta a arătat Steaua în această partidă și indiscutabil un plus de valoare față de cei de la Pandurii. A încercat acum Nistor o execuție pretențioasă, puțin i-a lipsit să-și marcheze decarului de la Pandurii, rămână însă 4-0, revedem execuția frumoasă a lui Nistor. Tot cu latul a tras Dan Nistor ca și în prima repriză. Atunci Arlauschis a reușit să rețină, de această dată portarul lituanian al Selei era învins. Dacă mingea prindea cadrul porții, Pandurii marcau golul de onoare. Așa suntem în minutul 78 și scorul continuă să arate. Claudiu Cheșeru, Pandurii 4-0. Prevelt către Pârvulescu. Vă spuneam, în urmă cu 4 ani, Prevelt venea în România la Jiul Petroșan și evolua în Liga a 4-a. Asta după ce ratase un transfer la AZ Alkmaar din cauza unei accidentări urâte și a rupt piciorul, Nicandro Prevelt, și așa a ajuns în România. A jucat apoi la Gazmeta Media și la Pandurii, iar acum a făcut pasul cel mare către Steaua. Joacă, a luat numărul 21, cel pe care l-a purtat Chiricheș. Și iată-l acum la minge pe Prevelt, în duel cu fostul său coechipier până nu de mult, Dan Nistor. Da, din nou mingea la Arlauschis, e clar, steliștii așteaptă meciul cu Ludogoreț. Așteaptă meciul cu Ludogoreț, practic își doresc să treacă cu siguranță cât mai repede minutele care îi despart de finalul acestei întâlniri cu Pandurii.
Ludogoreț are meci greu până la jocul cu Steaua, are un meci greu în campionat cu CSKA Sofia mâine. Un meci pe care campionii Bulgariei au încercat să-l amâne, însă cei de la CSKA Sofia nu au fost de acord. Până mâine mai avem un eveniment important în sportul românesc. În această noapte, la Cincinnati, Simona Halep va lupta din nou cu Maria Sharapova, de această dată pentru calificarea în semifinalele turneului de 2 milioane și jumătate de dolari. O încercare de pătrundere a lui Kipciu, oprit până la urmă de Momcilovici, care într-adevăr a venit în centrul apărării. Aceasta este mutarea tactică a lui Petre Grigoraș. Un offside surprins acum Mihai Roman. Arlauskis, pentru mai multă siguranță, degajează în tribunele goale. Va fi greu de recuperat acea minge, nu sunt spectatori să o arunce înapoi în teren. La finalul meciului probabil că va ajunge mingea în teren. Sucala pentru Luchin, cu siguranță are motive de sărbătoare. Luchin a evoluat bine în această seară la primul său meci în tricol stelei. O intrare cu talpa al lui Filip. Danistor se uită către centralul Colțescu, acesta însă a lăsat jocul să continue și Nicoară se apără bine în fața lui Grădinaru, a protejat mingea până când aceasta a ieșit în afara terenului. Cheșerul de 4 ori, dar acesta este marcatorul partidei din această seară. Minutele 23, 26 din penalti, 33 și 64. A ajuns la 5 reușite Claudiu Cheșeru după golul marcat în prima etapă în poarta Rapidului. Cheșerul la puterea a patra în această partidă. Te întreb dacă l-ar fi folosit în fiecare meci Costel Gâlcă pe Cheșer, unde ar fi ajuns? Răduț pentru Roman, din nou Răduț. Scoate margine la Buleică. Buleică direct în brațele lui Arlauskis. Iată că vine și mingea degajată de steliști în tribune, ajunge în teren. Bună intercepția lui Buleică, încearcă un nou șut în fața sa Filip. Mihai Roman a vrut să protejeze, scos discret de pe traiectorie de Ionuț Neagu, care s-a repliat excelent în sprijinul apărării. Paul Pârvulescu, o deviere elegantă din prima, a reprimit de la Kipciu, joacă din prima steliști, din devieri, din... Da, le iese jocul, prima, iată recuperarea lui Kipciu, i-a furat mingea lui Pleașca, acum jucătorul Pandurilor încearcă să se regrupeze. Kipciu în plus de viteză, Kipciu și gol! Cheșeru! O mână de goluri, marca Claudiu Cheșeru, 5-0, Steaua Pandurii, 5 goluri marcate de Claudiu Cheșeru, aflat într-o zi de grație. Răzvan Stanca este descumpănit, este distrus de-a dreptul portarul Pandurilor. Al cincilea gol marcat de Claudiu Cheșeru după această cursă furibundă. Excelent însă Kipciu, care s-a uitat, s-a oprit, a driblat și a pasat. Foarte decisiv. Inteligent Kipciu aici, da. Nici la antrenament nu are asemenea ocazii Cheșeru. Pleașcă depășit în viteză și iată, Viorel Nicoare era în postura de apărător acolo, în marginea careului mic al lui Stanca, nu a putut să facă nimic. Pandurii repun mingea de la centrul terenului pentru a cincea oară în această seară. Va lua mingea acasă, cu siguranță, Cheșeru. Așa ar trebui și iată mulțumirile atacantului Stelei pentru colegul său Kipciu. Chiar dacă nu mai e Sâmărtean pe teren, are cine să-l servească pe Cheșeru cu pase de gol. Și totul a pornit de la acea deviere frumoasă din prima lui Paul Pârvulescu, cu care a recuperat mingea și a urmat un doiul cu Kipciu și contraatacul foarte rapid al Stelei. Minutul 83, Steaua Pandurii 5-0. Și cine spunea că Steaua n-are om de gol? Nu știu. Evident, nu l-a văzut pe Cheșeru până acum în acțiune. Îi va fi greu lui Lemnaru, după ce își va reveni din accidentare, să prindă post de atacant la Steaua. Și s-ar putea ca eroul acestei partide, Claudiu Cheșeru, să-și fi câștigat un loc de titular pentru meciul de marți cu Ludogoreț. Sau poate un loc de titular pentru meciul cu Grecia din septembrie. Și așa, la Națională, într-adevăr. Da, Nicoara a încercat să țină această minge în teren, trece frumos de Grădinaru, diferență de experiență în favoarea jucătorului Pandurilor, un șut la poartă care se lovește însă de Lucas Sucala, recuperează Dan Nistor, Paul Anton. Cu siguranță Pandurii își doresc foarte tare un gol de onoare, luptă foarte mult pentru el, însă până acum nu a avut nici noroc. Cheșeru are un gol la Națională, marcat într-un meci cu Andorra.
De la Pleașcă pentru Răduț, din nou Pleașcă, schimb de pase acum cu Nistor. Nistor trece de Neagu, continuă Nistor, să vedem continuarea și s-a terminat până a apărut Luchin, o pasă pentru Cheșeru, Cheșeru, poarta e goală și gol! Cineva să-l oprească pe Cheșeru, a doua pasă de gol a lui Sârgean Luchin și al șaselea gol al lui Claudiu Cheșeru, nici lui nu-i vine să creadă, nici nu mai știe cum să se bucure, 6 goluri marcate de Cheșeru, Steaua set la 0 Cupa Andurii, iar Cheșeru marchează toate golurile acestei partide până acum, pentru că cine știe ce ne mai rezervă această partidă. 6 goluri marcate de Claudiu Cheșeru, o seară extraordinară pentru atacantul Stelei. Este cea mai categorică înfrângere încasată de Petre Grigoraș în toate meciurile jucate de Lânghencea ca antrenor. Până acum fusese un 5-0 Steaua Oțelul, am mai spus-o, în urmă cu 5 ani. E bine, iată, 6-0 și steliștii nu se opresc, parcă pentru ei de-abia a început meciul. Încearcă să-l servească Cheșeru acum pe Paul Pârvulescu, aflat însă în offside. A venit semnalizarea de la margine asistentului Daniel Mitruții din Craiova. Mai sunt 5 minute plus prelungiri din această partidă. Pandurii continuă să atace careul Stelei, nu se retrag în apărare. Centrarea lui Nicoară era pentru Mihai Roman. Au respins steliștii. Cheșeru se retrage ușor în propria jumătate. S-a uitat Breveld dacă poate să-i trimită tot lui Cheșeru. Tot ai vorbit de meciul Simonei Halep de la Cincinnati. Iată, avem aici scor de tenis, iar asul Stelei din această seară se numește Claudiu Cheșeru. 6 goluri marcate într-un meci, o performanță rarisimă. Spuneam că Pandurii au probleme la ofensivă, au marcat un singur gol până acum în 4 etape. Iată că și apărarea cedează. Sunt deja 8 goluri încasate de elevii lui Petre Grigoraș în acest debut de campionat. Aștept cu nerăbdare flash interviurile de după meci să văd ce va declara Grigoraș, pentru că el știe să facă și caz de necaz. Răzvan Stanca își dorește să se termine cât mai repede acest calvar. O revenire teribil de tristă pentru Răzvan Stanca în Ghencea. Un nou atac al oaspeților. Nicoară încearcă să treacă de grădinaru. Mingea rămâne în posesia Pandurilor. Tot Nicoară foarte activ de când a fost introdus Viorel Nicoară. Poate era o idee bună să fie introdus mai devreme în teren. Din păcate pentru el și pentru echipa sa, nu reușesc să marcheze, să se lipească la gol. Kipciu, atacat de Elton da Silva și deposedat. Răduț însă pierde în fața cui? A lui Cheșeru, iată, venit în sprijinul apărării. 6, atacă Steaua. După cele 6 goluri marcate de Claudiu Cheșeru, iată, steliștii nu vor să se oprească aici. Da, fault asupra lui Momcilovici. Absenții de lux ai Stelei de astăzi, printre care Cristi Tănase pleacă deja de la oficială, se duc către vestiare pentru a-și felicita colegii după această evoluție aproape perfectă. Este și Râpă acolo. E nevoie de intervenția medicilor de la Pandurii. Momcilovici este accidentat. Încă o dată, faza golului, cred că 5 este acesta. Da, cu siguranță gol. Cu această recuperare, cursa nebună a lui Kipciu și apoi îi pune pe tavă mingea pentru finalizare. Nu uită Kipciu că a venit la Steaua din postura de mijlocaș stânga, așa juca el la FC Brașov când a fost adus în Ghencea, și iată și faza golului 6 cu exteriorul, cu efect, a trimis Cheșeru pe lângă Răzvan Stanca, a ieșit în întâmpinare. S-a distrat și Cheșeru în această partidă, a marcat din penalti cu o scăriță, acum o nouă execuție foarte tehnică a lui Claudiu Cheșeru. Ce zi a prins și Luchin la debutul său la Steaua, 2 pase de gol.
7 goluri până acum pentru Cheșeru. I-a lăsat mult în urmă pe Camil Bilinski și pe Toto Tamus, cei care conduceau până acum în clasamentul marcatorilor. Vă reamintesc toate reacțiile de aici din Ghencea imediat după încheierea partidei la Fotbal Luc, unde vă așteaptă Roxana Ciuhulescu alături de Claudiu Vaișcovici, Didi Prodan, Marius Mitran și Horia Ivanovici. Foarte expresiv și Dan Nistor. Cred că după marcarea celui de-al șaselea gol al Stelei, iată-l pe Stanca. S-a plictisit și Stanca. Iese și el atac la scorul ăsta. Ce mai contează? Buleică destul de discretă de când a intrat în joc. Au atacat mai mult prin stânga Pandurii, acolo unde Nicoară și Ghezim Șalai s-au făcut simțiți mai mult în joc. Faultat acum Mihai Răduț, ajutat să se ridice de Kipciu. Elton da Silva pentru Nicoară, cred. Nu, Paul Anton era cel retras ca fundaș central, pentru că, iată, Momcilovic încă nu a revenit în teren. Pandurii evoluează în aceste momente cu un om mai puțin. După înfrângerea cu Ceahlăul, Grigoraș a spus că jucătorii săi au fost niște manechine îmbrăcate în tricouri de fotbaliști. Puneai tu în prima repriză că se temea Petre Grigoraș să nu ia scorul campionatului în acest meci cu Steaua și cât... Iată că de ce ți-e frică, nu scapi. Da, cât adevăr a fost în vorbele antrenorului de la Pandurii. Deși, sincer, cel puțin în prima repriză sau Pandurii în primele 20 de minute, da, cei de la Pandurii au avut o atitudine ok, au atacat-o pe Steaua, au avut șanse de gol, însă nu au marcat și Steaua n-a iertat acest lucru, a lovit ori de câte ori a avut ocazia. Au făcut și spectacol jucătorii lui Gâlcă, o bună pregătire pentru meciul de marți cu Ludogoreț. Se anunță o atmosferă incendiară pe Național Arena, 25.000 de bilete vândute online. Deja vândute online și trimise zilele acestea către posesori. De mâine am înțeles se vor deschide și casele de la Arena Națională. Ultimul fluier al lui Sebastian Colțescu se aude în Ghencea fără spectatori și a fost păcat, pentru că ar fi avut ce vedea fanii dacă ar fi fost primiți în această seară la meciul din etapa a patra. 6 goluri marcate de Claudiu Cheșeru, primul în minutul 23 din centrarea lui Sârgian Luchin, apoi din penalti în minutul 26, a treia reușită a venit în minutul 33, 3 goluri înainte de pauză și alte 3 reușite.